Discutăm cu doamna dr. Silvia Chiotoroiu, medic specialist oftalmolog. Doamna doctor, ce este cataracta? Cataracta reprezintă opacifiere a cristalinului. Cristalinul nu mai este transparent, fibrele își pierd structura transparentă și se impregnează cu apă și cristalinul se opacifiază. Dacă ar fi să vorbesc plastic, reprezintă sacrificiul unei structuri care poate fi înlocuită în favoarea unei structuri de neînlocuit care este retina. Care sunt factorii de risc? Factorii de risc sunt vârsta. După 60 de ani, cel mai frecvent apare cataracta, care evoluează în funcție de pacient. Expunerea la radiațiile ultraviolete, radioterapia, alte boli cum ar fi diabetul zaharat, tratamentul cu imunosupresoare, tratamentul cu prednison. Există mai mulți factori de risc, i-am enumerat pe cei mai importanți. Fumatul, de asemenea. Care sunt simptomele? Cum își dă seama un pacient care are cataractă? Pacientul nu mai vede clar. Vederea începe să fie din ce în ce mai proastă. Vederea devine încețoșată și scade la distanță în prima etapă. Pacientul chiar observă că vede mai bine la aproape decât la distanță. Există expresia celebră, bunica vedea să bage în ac, deci avea cataractă. Iar după această etapă în care vede prost la distanță, dar vede bine la aproape datorită miopizării ochiului, apare prăbușirea totală a vederii. Cum se pune diagnosticul? Trebuie să se facă un consult oftalmologic de specialitate, se evaluează acuitatea vizuală, iar apoi se face examenul biomicroscopic. La biomicroscop, la examenul cu fantă îngustă, se vizualizează prin retroiluminare cristalinul. Și care sunt alternativele de tratament? Singurul tratament al cataractei este intervenția chirurgicală. Nu există alt tratament. Trebuie înlăturat cristalinul opac și introdus un cristalin artificial transparent. Cât de eficiente sunt aceste intervenții chirurgicale? Poate reveni boala după intervenție? Nu. Boala nu poate. Sunt foarte eficiente. Acum se utilizează tehnici moderne. Intervenția este de scurtă durată, iar recuperarea vizuală este foarte bună. Cristalinul, nu odată introdus, pacientul beneficiază de el toată viața. Ceea ce se poate întâmpla este apariția cataractei secundare, dar aceasta se tratează foarte ușor prin tratament laser IAG, capsulotomie laser IAG. Există mai multe tipuri de intervenție? Există mai multe tipuri de intervenție. Primele intervenții pentru cataractă constau în extracția intracapsulară a cristalinului, adică se extragea cristalinul împreună cu învelișul, capsula acestuia. Iar implantul de cristalin artificial se făcea în fața irisului. Apoi tehnicile au evoluat. Cristalinul se extragea de asemenea întreg, dar fără acest înveliș. Și această tehnică este extracția extracapsulară a cristalinului. Iar cele mai noi tehnici reprezintă este reprezentată de operația de facoemulsificare, în care cristalinul nu mai este extras întreg, ci pe bucăți cu ajutorul energiei ultrasunetelor. Aceasta este cea mai modernă intervenție chirurgicală. Se utilizează incizii foarte mici, de 2,4 mm, 2,7 mm la nivelul corneei. Pe acolo se mănâncă, se introduce sonda care emite ultrasunete. Pe acea incizie se mănâncă cristalinul și, de asemenea, pe aceeași incizie se introduce cristalinul artificial. Care sunt riscurile unei astfel de operații? Există multe riscuri, riscuri intraoperatorii și riscuri postoperatorii. Riscurile intraoperatorii
sunt, de fapt, incidente mai multe. Ruptura capsulei posterioare, ruptura capsulei posterioare, herniere de vitros în camera anterioară, dar cea mai importantă și cea mai gravă este reprezentată de luxarea cristalinului in vitros, care necesită un alt tip de intervenție cu abord, cu un alt tip de intervenție și trebuie pacientul să fie operat de un chirurg care are specializare în chirurgia polului posterior. Cristalinul, în acest caz, se mănâncă cu ajutorul fragmatomului prin spatele irisului, deci printr-o incizie la nivelul pars planei. Și postoperator? Orice operație de pol posterior este o operație destul de complicată și recuperarea există. Acum există tehnici și pentru asta, deci se rezolvă, dar nu e foarte plăcut nici pentru chirurg, nici pentru pacient. Cât durează recuperarea postoperatorie? Vindecarea completă după operația de cataractă este la 2 luni. Practic, pacientul după operație vede. Dacă cataracta nu a fost foarte dură, tehnica, operația s-a desfășurat normal, iar tehnica chirurgului a fost bună, pacientul trebuie să vadă bine. Dar timp de 2 luni de zile el trebuie să facă un tratament cu picături, să aibă foarte mare grijă de igiena locală, să nu facă foarte mult efort fizic, să nu ridice foarte multe greutăți, să aibă foarte mare grijă să nu stea în praf, să nu stea în funingine, să nu facă piscină, să nu meargă la saună. Lucruri de-astea, igienă mai mult. În rest, nu are niciun fel de restricție. Are o viață absolut normală, poate merge la servici, se poate uita la calculator, poate să facă ce vrea. Pacientul ar trebui să poartă ochelari după operație? În principiu, acum există mai multe tipuri de cristaline. Există cristaline monofocale care permit vederea bună la distanță, pacientul necesitând corecție cu ochelari pentru vederea de aproape, și cristaline multifocale care permit atât vederea la distanță, cât și vederea la aproape. Acestea din urmă, în schimb, au un cost mai ridicat. Dacă se realizează o biometrie corectă și pacientul este foarte bine măsurat înainte și cristalinul este corespunzător cu ceea ce are el nevoie, în principiu nu are nevoie decât de ochelari pentru citit.